online. Invitatul din dimineața asta nici nu știi de unde să îl apuci, pentru că e un creator de conținut pe TikTok, e un om a cărui viață pare atât de interesantă prin poveștile lui, de la un moment dat ai impresia că le exagerează, sau că minte, sau că le inventează, dar una peste alta, recent este câștigătorul ultimului sezon Ai Umor. Mihai Radu, bună dimineața! Bună dimineața, te salut! Serios, că stăteam și mă uitam la momentele tale televizate și zic, bă, nu e posibil, nu e adevărat, mă. Nu, exagerezi. Serios, cât e real și cât e un pic de înfloritură? Nu știu, cred că peste 80-90% real și 10% spusă de mine mai amuzant, așa. Mamă, ce viață! Da, dacă... Și doamna aia cu dinții? Și doamna aia, da. N-au zburat ei chiar așa cum așa, dar au picat mai pe sub scaun, așa, adică da, n-au făcut atât de rău. Asta e foarte mișto, un lucru pe care se spune că noi românii îl avem, scoatem umor din orice situație. Da, și corect. Cred că asta e frumusețea. Da, Florin? Văd că vii foarte... Ai câștigat Ai Umor, nu? Eu l-am câștigat, te salut. Ai venit de 20.000. 20.000. 20.000. Nu rămâi cu prea mult, că impozitezi. Eu am câștigat X-Factor, era mulți bani. Știu, atunci. Da. Rămâi cu puțin, să știi. Bine acolo, dacă... E bine acolo. Da. Florine. 100.000 era pe vremea mea. Oho. Și ai mai rămas? Pozabil vreo 80, echivalează cu ceva. M-am plătit rata la casă și s-a terminat. Puțin 80.000. Da. Pleacă de aici. Haide, lasă-mă. Te rog. Lasă-mă să vorbim. Lasă-mă să vorbim de la câștigător la câștigător, că tu nu poți să vorbești. Corect. De la câștigător. Așa e, așa e. Bun. Stai că mi-au pot... curios, cum te-ai dus la Ai Umor? Te-a sunat cineva, te-a încurajat un prieten sau te-ai dus de capul tău? M-am dus de capul meu și m-au încurajat mulți după TikTok. Toți spuneau după TikTok, du-te, încearcă. Și tu zic, bă, nu mă duc, mă fac de râs pe acolo, cine știe, ori fi alții mai buni, mă duc eu, așa. Du-te și până la urmă zic, hai mă, mă și încerc. Ești la fan în grupul tău? Da, pot să zic că da. Asta e. Și Cuza, bine, dar n-a câștigat Ai Umor. Ia-o. Mie mi se pare că stilul tău de a... Poate că mi se pare. Poate că e o chestiune doar personală. Mi se pare că modul tău de a povesti seamănă foarte mult cu Amza Pelea. Să știi că... Are un ceva din Amza Pelea. Ai o oltenească cadența asta a cuvintelor atunci când spui, care se pare că a avut succes la Amza Pelea și are succes și la tine. Să știi, te-ai inspirat de la el sau așa vine ție? E natural ce stilul meu de aia. Mi-a plăcut foarte mult ca actor și el și Demre Dulcu, cei vechi, să zic așa, doar că nu, ăsta e stilul meu de a povesti, nu o fac că m-am inspirat de la el. Ai putea să povestești o chestie în oltenească? În oltenească, e stupid să zic oltenească. Cu perfectul simplu și vorbind limba română corectă. Că să nu, haideți, vă rog frumos, să nu... Nu putem să ignorăm un timp din limba română perfectul simplu. Lucru pe care îl face aproape toată țara. Făcuși, veniși. Cum făcuși ar... treabă bună, zic eu, că la Ai Umor. Făcuși bună, veni vericulea aia la mine, da, veni în mașină și la un moment dat veni și strănută. Și cu strănuta ai sările dinții. Eu pusei frână mai brusc. Da. Doamna nu fuse atentă. Și nu fu atentă și hop, da, nu dă fu atentă, cu capul da, în tetieră. A dat cu capul în tetieră, i-a zburat băscuța, de la băscuța i-a zburat și dinții. Și doamne, i-a pierdut, îmi pare rău. Adică i-am luat de jos, i-am pus într-o batistuță și doamna i-a băgat în buzunar. Doamna i-a băgat în buzunar. Doamna... Fu pietriș pe jos și acum n-ar fi ok să mai băgăm în gură. Și, da, e foarte bine. E mai pusă și niște pietricele. Da, i-am pus. O văzut și pe doamnă la piață, după aia cu doi dințeam și o piatră. Da. Apropo de poveștile astea, ai putea să ne spui o poveste pe care tu o consideri a fi cea mai amuzantă dintre... Acum, în momentul ăsta, o alegi cu mâna și zici, bă, asta e cea mai amuzantă poveste pe cea care... Cea mai amuzantă, ar fi multe, nu știu ce vine în cap. Acum una tot așa cu o doamnă foarte supărată. Așa. Am ajuns la comandă, plouă afară, doamna foarte, foarte supărată. Ce ați făcut, unde ați fost până acum? Zic, cum să fiu, doamnă, în trafic, că știți, am mai avut 145 de mașini înainte. Abia zic, n-am putut să zbor. Știți, asta merge decât pe jos, n-are aripioare. A, și cu cine pot să vorbesc eu? Zic, păi nu prea aveți, doamnă, cu cine să vorbiți. Știți că noi primim comenzile, un algoritm care ne dau comenzi. Vreau să vorbesc cu algoritmul. Doamna, el nu prea vorbește. Când am văzut că e așa, zic, el nu vorbește, că e foarte ocupat, că ne dă nouă comenzi. Adică nu ar putea să vorbească. Bine, atunci vreau să vorbesc cu cineva, cu șeful tău. Și doamna, e până în America, e plecat, e cu treabă, nu prea stă de vorba așa. Și știți, e ocupat. Până la urmă, m-am plecat cu doamna, n-am avut ce să-i zic, am împăcat-o pe drum. I-am dat butonul la căldură, că ea s-a udat, că coafura, ce face. Zic, da, știu, doamna, da. Una dintre ele, așa, da. Ride sharing, da. Aaaa, stai că mai am o întrebare. Zim, ai luat vreodată persoane cunoscute, mașină? Da. Și să aflăm și noi cine merge cu ride sharing. Alex Velea. Velea, bun. Și Marius Moga. Bun. Ăștia doi au fost mai... E vreunul funny din ei? Alex Velea mi s-a părut, așa că Moga nu mai a vorbit, doar la telefon, așa.
Deci... Și pe Ilona, am luat-o, care a fost foarte tare. Nu și... cred! Da. Nu cred! Nu, ai luat-o pe Ilona? Da, și a fost și foarte plătitoare, să zic așa. Uite, permite! Păi da, da, cine are bani? Are 5 emisiuni pe TV în momentul ăsta. A deschis duminica ei, a deschis sâmbăta ei. Scumpă, deschis... dragă domnule, vă mulțumesc frumos pentru compliment. Eu vă mulțumesc. Și are și... Cât ai? 4,90 deci, ceva la steluțe, la rating. Da. Da. Cât ai? 40, bă, am notă mare, 4,8. Dar, de ce, dar chiar de ce avem 4? I-a dat cineva. I-a dat... Eu am supărat pe cineva, nu i-a convenit ceva. Am, știi de ce se supără pe mine? Că nu sunt comunicativă, știi? Nu prea îmi place să vorbesc. Îmi pun căștile și mai sunt și domn care au chef să vorbească și eu parcă nu vine să povestesc așa toată viața. Da, 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 da. De când face? Mai povestesc, de, de când faci asta? De 2 ani de zile. De 2 ani. Ai văzut o mulțime de personaje, nu? Tot ce se poate vedea, mai ales în weekend din centru vechi. Mamă, mamă, pe mine mamă, mă miră ce pot să vezi. Adică după ora 2, 3, da, se întâmplă tot timpul ceva. Apar stafiile. Apar stafiile, da, da, da. Tu lucrezi mai mult noaptea sau ziua acum? În weekend decât noaptea. În weekend. În curs săptămânii. Tot noaptea, tot în weekend noaptea, da. Te-ai gândit ce o să faci cu banii, cu premiul? În ce direcție? Așa, îi duci în familie, îi duci în continuare în pasiunea asta. Îți mai iei o mașină, îți ții un coleg. Cred că în familie, în familie o să-i păstrez. Că am și un copil mic și am auzit că te și bucuri tare. Când, când te bucuri, te duci să muncești. Când mă bucur, m-am bucurat de la așa 2-3 zile. Ce-ți vor mai pot, m-am bucurat destul să mai se bucure și ea. Că... Azi că-ți provoacă bucuria, de nu mai știi cum să pleci. Da, exact. Domnule, îți mulțumim frumos. Ai un stil extraordinar de a povesti și sunt convins că viața asta o să-ți dea atât de multe inspirație încât nu se va termina niciodată șirul ăsta de povești. Cu siguranță. Felicitări pentru premiu și câștigarea sezonului, ultimului sezon din Ai Omor. Mulțumesc. Sper să te prind și odată într-un...